E bine că da. E foarte bine. E bine, dar îmi intră nasul lui Stâncescu. Stă-mă mâini în spate. Întindem în mâinile. Și cât stai, Silvia, acum? Două săptămâni? Să văd, nu știu, să vedem. Noi începem pe 11 septembrie în Turcia. Da? 11 septembrie. M-am da. Fix pe 11 septembrie. 11 septembrie, gata, da. Gata, gata. Hai să-i dăm drum. Gata? Silvica din nou acasă. Da, e super. Am ajuns după 7 luni de zile. Am plecat în cantonament în Turcia pe 2 ianuarie și m-am reîntors acum 2 zile după un drum de 23 de ore cu mașina. A fost o aventură pe care sper să nu o mai repet. Cum ai luat decizia să pleci cu mașina? Păi toate zborurile erau închise, așa că singura opțiune a fost drumul cu mașina. Mă bucur că până la urmă am ajuns sănătos și mă bucur de aceste câteva zile libere. Ce faci că tu să stai acasă cu ai tăi? Nu știu, acum în Turcia campionatul începe pe 11 septembrie, așa că încă o săptămână, două, probabil că încă o să mai am liber. Continui în Turcia? Sau... Cu Kayseri? Cu siguranță vreau să continui în Turcia. Cu Kayseri am... sau nu? Contractul cu Kayseri s-a terminat. Dar să vedem acum care o să fie oferta de prelungire. Sunt discuții și cu alte cluburi și cu siguranță că o să aleg ce este mai bine pentru mine. A venit și vestea de ieri că practic nu vezi retrograda și o să rămână tot în prima ligă turcă Kayseri. Până la urmă ce faci? Vrei să rămâi la Kayseri sau vrei să faci pasul spre o echipă mai mare? Da, acum să vedem cât de mult mă iubesc cei de la Kayseri. Le aștept oferta lor de prelungire. Dacă ar fi să continui, la ce echipă mare din Turcia continua? Vedem. Momentan sunt discuții și nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun. Dar este foarte greu să pleci dintr-un loc în care ești apreciat și în care ești iubit. Dar ce alege între Galata și Beşiktaş și Fenerbahçe? Da, pentru mine sunt la fel. Nu am absolut nicio favorită. Așa că o să aleg mereu ce este mai bine pentru mine și pentru familia mea. După ce o să discutăm și după ce o să luăm o decizie, o să fiți primii care o să afle. Dar un campionat gen Anglia, Spania, Italia nu te tentează? M-am obișnuit în Turcia. Am învățat limba, este o limbă destul de grea. Acum am învățat-o, pot să mă descurc, pot să vorbesc. Așa că mi-ar fi greu să schimb din nou țara, să cer să învăț o altă limbă. Și pentru mine Turcia este ok, mi se potrivește campionatul și o să încerc să continui acolo. Nu se vede din Turcia campionatul românesc? Nu prea am văzut în ultimul timp, nu am urmărit meciurile. Dar sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Nu știu, campionatul este într-o oarecare scădere. Dar... nu știu, probabil și din cauza atâtor probleme care sunt în acest context social-economic care este în țara noastră. Dar sper ca încet, încet, din nou, fotbalul nostru să își revină. Pentru că, până la urmă, cum îți dai seama dacă un campionat este puternic? Făcând performanțe în Europa. Noi, din păcate, în ultimii 2 ani de zile nu am reușit să ne calificăm, nu vorbesc de Champions League, dar nici măcar în grupele Europa League. Știu că atunci când jucam eu, noi și Steaua eram... mereu în grupele Europa League, ba chiar ne și calificam și mergeam în primăvară europeană. Datorită, din cauza acestui lucru, spun că suntem într-un ușor regres. De o revenire în România, sau o revenire în România, de tentează? Momentan nu. Știi că luni, finala campionatului se joacă la Craiova. Da, am o dat să vedem dacă se joacă, pentru că am văzut că aici că dacă un jucător este testat pozitiv, meciul se amână. Am trecut și noi prin situațiile acestea în Turcia și nu s-a amânat în ultimele 2 luni absolut niciun meci. Pentru că noi avem un protocol cu 2 zile înainte de fiecare meci se ia testele tuturor de COVID. Dacă găsesc un jucător, 2 sau 3 pozitivi, sunt separați de restul grupului. Sunt puși în sub supraveghere, dar meciul continuă. Atât timp cât ai 14 jucători pe foaie, meciul continuă. Și totuși, Universitatea Craiova, după 29 de ani, visează la un titlu și mai aproape de când niciodată. Da,
cei de la Craiova au avut un campionat după pandemie foarte bun. Pentru că eu cred că i-au făcut alegerea corectă în Cristiano Bergodi. Mereu mi-a plăcut de Cristiano Bergodi, mi-a plăcut cum se exprimau echipele la care el activa. Și cred că cel mai mare atu al Craiovei acesta a fost. Tu ai și lucrat cu el? Nu am lucrat, dar foarte mulți jucători care au lucrat cu el mi-au spus cuvinte foarte frumoase despre dânsul. Ai văzut că în divizia se întâmplă și miracole. Peste noapte se însănătoșesc practic 20 de jucători de la Dinamo.